Referitor la vizita domnului Blinken. Eu consider că orice vizită a unui demnitar de așa rang, de așa nivel, este un eveniment benefic pentru orice țară. Că vine ministrul de externe a Statelor Unite, că vine ministrul de externe a Rusiei, dacă ar veni, sau a oricărui alt stat important, jucători importanți mondiali, geopolitici, eu consider că este un lucru benefic pentru Republica Moldova. Imediat Moldova apare în titlurile de știri la nivel mondial și eu cred că este un lucru bun pentru Republica Moldova. Deci toate criticile care sunt și au fost în aceste zile, înțeleg politice, ideologice, geopolitice, dar vizite de acest tip sunt bune pentru imaginea Republicii Moldova. Însă, apar câteva întrebări foarte importante. În primul rând, această vizită mai mult seamănă cu o vizită în preajma unei campanii electorale. Adică este o vizită a domnului Blinken cu iz electoral. Este evident că domnul Blinken a venit să o susțină pe Maia Sandu la alegerile prezidențiale. Eu am o întrebare. Doamna Sandu, sunteți atât de îngrijorată și disperată că o să-l aduceți pe Blinken, pe Macron să împrăștie gazete în campanie electorală? Credeți că asta o să vă ajute? Eu nu cred că asta o să vă ajute. Doi, referitor la această vizită. Domnul Blinken a anunțat din nou că vine cu un suport major financiar pentru Republica Moldova. În primul rând, dumnealui a declarat că din februarie 2022, de când a început războiul în Ucraina, Statele Unite au acordat Republicii Moldova 774 de milioane de dolari gratis. Adică i-au donat. Mulțeți la 17 cursuri și o să vedeți că asta e jur de 13 miliarde de lei. Maia, unde-s banii? 13 miliarde de lei. Doar Statele Unite au donat. Asta e 6-7 miliarde de lei pe an. Că se fac exact 2 ani. Noi, nu doar polițienii, dar cetățenii vor să întreagă, dar unde-s bani? Eu vreau să le explic cetățenilor ce se poate făcut cu 7 miliarde de lei pe an. Dacă ei mergeau pe abordarea noastră, de exemplu, acești pensionari, noi când am fost, le-am dat 1000 de lei de Paște la fiecare pensionar. Dacă dădeau de Paște 1000 de lei și 1000 de lei la 1 octombrie de ziua oamenilor în etate, cheltuiau maximum 1 miliard 400 de milioane, adică 1,4 miliarde. Dacă dădeau în fiecare localitate primării din Republica Moldova câte 5 milioane de lei la drumuri, noi am dat câte 1 în 2020. Programul Drumul Bun pentru Toți. Nu un drum făcut de spânul de milioane îngropate, care și acum nu ne clarificăm ce e. Dar dădeați câte 5 milioane de lei în fiecare localitate, la fiecare primar. Spuneți că faceți în sat un drum. Înmulțit cu 1000 de primării, 898. Asta sunt 5 miliarde. Ia că ce se putea de făcut în fiecare an cu acești bani care ne i-au donat americanii. Pe de o parte ajutăm pensionari, pe de o parte dădem salarii la bugetari, la profesori, la medici, la personal tehnic, care la medici noi am majorat. Acum, unde eram eu? La Edineț. Duminica trecută s-a apropiat un angajat din sectorul medical, a spus, domnul, ați majorat la medici, vă rugăm să majorați și nouă bucătarilor, personalului tehnic din medicină. Exact aceeași problemă e și în educație. Păi 7 miliarde de lei pe an cadou se putea de făcut așa ca oamenii să simtă măcar ceva. V-ați simțit? Noi n-am simțit nimic. Am simțit numai bani plătiți prin tarife, mai sus decât prețul, de câteva ori decât prețul în regiune. De aceea, când am auzit că domnul Blinken e gata să mai dea 50 milioane de dolari la reforma justiției, de că aici chiar a pus pe capacul. Sau domnul Blinken nu știe și îl duce în eroare? Sau deja ei n-au încotro și merg mai departe că păi nu dau capul în gard. Toți experții, toți juriștii, experții veritabili, spun că reforma justiției gata cu ea. E colaps tot ce s-a făcut ultimii 2, 3, 4 ani în domeniul ăsta, ultimii 10 de ani. Vine Blinken, încă 50 milioane de dolari. Știi cine s-a bucurat cel mai tare? Așa numiți reformatori ongiști. Că o să mai poată să
mai sugă din noi 50 milioane de dolari, că îi se duc toți banii ăștia, se duc la Lungești. O să poată să aranjeze rudele prin comisiile și prin secretariatele vetting, pre-vetting, să mai facă niște proiecte care nu le trebuie la nimeni. Dar milioane de dolari, milioane de zeci de milioane, sute de milioane de lei o să iei și o să-i cheltui. Deci e partenerilor americani. Eu nu știu cine vă dă așa sfaturi. Eu nu știu. Dar probabil vă dau ungește cei care vă duc din nas toți anii ăștia. Ori nu știu ce angajați aveți la primărie care vă dau așa analize. Ei nu puteau să nu știe că e bardac total în reforma justiției. Așa că, domnul Blinken, welcome, bine ați venit. Vă zic că Maia Sandu s-a lăudat că exportă cireșe, măcar știi, nu se exportă cireșe și cum, în mare parte unde se duc. Dar eu speram foarte mult că o să fie alte accente în această vizită. Repet, iz electoral și bani aruncați în vânt care nimeni nu știe cum se ducă.